Potrivit anchetatorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, ofițerul de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea a fost în flagrant în data de 31 august, în timp ce primea mită de la patronul unei societăți din Horezu. Polițistul ar fi pretins în mod direct, dar și prin intermediul unei alte persoane, suma de 2000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale cu activitate în domeniul hotelier și alimentar, pentru a nu își îndeplini atribuțiile de serviciu în sensul neaplicării măsurilor legale ce se impuneau în urma efectuării unui control.